și tinerilor care sunt în fața noastră lucrul acesta. Spun nu pentru că am fost ceva. Spun pentru că Dumnezeu m-a iubit. Spun că pentru Dumnezeu, pentru că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de mine și mi-a dat putere și curaj ca să depășesc totul, să îndur și să depășesc și foamea, și frigul, și bătaia. Și aș putea să spun că în perioada acestor ani de detenție, care nu au fost nici puțini, aș putea să spun că poate nu au fost nici mulți în raport cu alții. I-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a dat posibilitatea ca să mă cunosc pe mine ceea ce pot. I-am mulțumit lui Dumnezeu că a fost necesar ca să mă treacă pe acolo. Și i-am mulțumit lui Dumnezeu că a fost pentru binele meu și spre binele meu. Că mi-a dat posibilitatea aceasta ca în lanțul să pot să vorbesc despre Dumnezeu. Îi mulțumesc și astăzi lui Dumnezeu că niciodată n-aș fi crezut că voi mai putea să ies din acele închisori prin care am trecut 12 la număr. Aș putea chiar să le număr pe toate, pentru că le țin minte și aș putea să spun că nu a fost ușor ca atâția ani de zile să fii lipsit de dragostea frățească, dragostea familiară. Dar vă spun sincer că acele ziduri atât de hidoase, atât de murdare, atât de nedorite, le-am considerat ca un palat. Pentru că am simțit că în inima mea a fost acela care a promis că niciodată nu ne va lăsa la nevoi. I-am mulțumit Dumnezeu că s-a îndurat de un nenorocit. S-a îndurat de o stărpitură care nu merita nimic altceva decât moartea și m-am vrednicit ca să îl mărturisesc. Legat în nasuri și gătușe, bătut, flămând. Și atunci când eram târât în cameră ca o zdreanță după ce eram scos afară pe hol și comandantul punea piciorul după cap și spunea celui care era pe secție, dă-i 100 de bastoane. Vă spun că după 10 bastoane cădeai în extaz, îți plângea pielea pe tine, nu puteai să mai fii conștient și după ce obosea milițianul, te lua capul zdreanță așa de gură, ruzeche, te pregea în cameră și nu avea voie nimeni să vină să pună un pumn de apă pe tine sau să te ajute cu ceva, pentru că era vizoare din toate colțurile celulei și dacă venea cineva să pună un pumn de apă pe tine, era văzut, era și el scos afară și tocat așa mărunt. Și i-am mulțumit Dumnezeu că îmi dădea putere ca un vierme, așa cum eram, să mă ridic în genunchi și să mă rog la Dumnezeu să ierte, pentru că nu știu ce fac. Și eram convins că nu știau ce fac. Deși mă insultau și spuneau, dacă este Dumnezeu așa cum crezi, de ce nu vine să te scape din mâinile noastre? De ce nu intervine să-ți dea drumul? Vezi că ești înșelat, vezi că ești unde toată tinereța o să o petreci pe aici, o să-ți crească barba până la tâlc, ai să ajungi așa, ai să mori, n-ai să mai ieși de aici viu pe picioarele tale. Și îl rugam pe Dumnezeu ca să mă ajute ca, indiferent ce s-ar întâmpla, să rămân credincios la datorie. Și mulțumesc Dumnezeu că mi-a ascultat rugăciunea aceasta și aș putea să fac o mărturisire a trecutului, nu a prezentului. Dacă ar fi îngăduit Dumnezeu să mor atunci, aveam speranța mântuirii. Dacă ar fi îngăduit Dumnezeu ca atunci să merg la odihnă, eram sigur că într-o zi voi auzi aceste cuvinte care îmi va umple inima de bucurie. Intră în moștenirea stăpânului tău. Cu regret și cu durere spun că
că astăzi nu m-am aceea ce-a făcut mâine. Dacă ar fi să mor mâine, nu știu dacă aș mai avea acea credință. Nu știu dacă aș mai avea acea speranță că nu mă mustră niciuna din zilele mele. Atunci aș fi putut să spun că în acele temnițe, niciuna din zilele mele nu m-a mustrat. Pentru că n-am călcat sabatul, n-am călcat rectura sanitară și am căutat. Pe cât am stat în putere să reprezint pe ceva care mi-a dat viața. Niciodată nu aș mai fi crezut că voi mai vede soarele și libertatea. 3 ani și 8 luni. Nu am văzut lumina zilei. Când am dat cu ochii de soare, am crezut că rămân norul. Am încercat să îmi protejez vederea cu niște ochelari de soare și am fost catalogat ca un mândru, ca un mântufat, ca un pățarnic ambițios și am luat ochelarii aceia și am rupt și am zis, Doamne, dacă acești ochelari sunt o pricină de cădere pentru fața mea, niciodată n-am să mai port ochelari de soare. Și mulțumesc Dumnezeu că acum port ochelari de vedere. Dar îi mulțumesc că pot să-i port. Îi mulțumesc Dumnezeu că, deși nu credeam că, așa cum v-am amintit, am să mai bucur de libertate, mi-a dat Dumnezeu un mare dar. Mi-a dat o soție și mi-a dat niște copii care mă bucur de ei și îl rog pe Dumnezeu ca să îi ajute, ca și ei să-și consacre tinerețea pe altarul lui Dumnezeu, să nu le fie rușine că au un tată ognaș, să nu le fie rușine că au avut un tată care a fost arestat, pentru că n-am fost arestat pentru lucrurile acestea rușinoase. Și am acceptat ca să trec acolo, pentru că am crezut că este drept. Și mi-amintesc că în ultima săptămână, când trebuia să mă liberez în termen, a venit la mine comandantul, contrainformatorul politic și medicul și după ce m-au testat foarte amănunțit pentru că ajunsaseră să creadă că sunt nebun datorită faptului că atunci când anunța un deținut că merge la izolare și aceasta o făcea sub o formă de batjocoră, fă-ți bagajul că mergi la Predeal sau la Sinaia, spunea că mergi la stațiune, dar aceasta era izolatorul de pedeapsă unde stăteai 10-15 zile și o zi era la cald, o zi era la rece sau o zi era personal, o zi accelerat. Știți dumneavoastră, când era personal, oprea la vizetă să-ți dea ciriba acela de pâine. Când era accelerat, nu mai oprea la vizetă și țin minte că atunci când pe mine m-a anunțat să merg la Sinaia sau la Predeal, la stațiune, să-mi fac bagajul, singurul bagaj pe care îl aveam asupra mea era perna, cearșaful și pătura. Și spre deosebire de colegii mei care atunci când erau anunțați să arunca în cap de la 4-3 jos cu mozaic să moară și tăia venele la gât, când doamne le-am înghițat toți de găleți sau fiare de la patul, își tăia și îți dea drumul la sânge, așa se zicea în jargon de detenție, de pușcărie. Când eram anunțat să merg la stațiune, îmi strângeam acest bagaj despre care m-am făcut cunoscut și începeam să cânt cântarea Marei Doamne, iubirea ta prin care ai salvat lumea. Și când mă vedeau că când zicea asta, a luat o rasna, nu mai este sănătos, ăștia vor să moară, vor să ajungă la infermerie și ăsta când zice, a luat o rasna de la ea. Dar nu m-a lăsat Dumnezeu ca să iau razna și așa cum am spus ultima săptămână, după ce m-au testat, le-am spus cetățenilor că aceasta era formula de prezentare. Sunt destul de lucid ca și în ziua când am intrat pe porțile acestor penitenciare. Dacă am ajuns în această stare, nu este vina mea. Dumneavoastră m-ați făcut așa, dar va veni o zi când rolurile se vor schimba și
situația va fi alta. Și îmi zice comandantul, ce vrei să spui cu asta? Zic, dacă mi-este permis, aș putea să spun că într-o zi, cred că eu voi fi judecătorul și dumneavoastră veți fi acuzați. Spune, știi ce? Am venit să spunem că pentru ceea ce ai făcut aici, pentru că n-ai respectat regulile de ordine interioară, pentru că ai făcut propagandă religioasă cu deținuții, îți mai dăm încă 5 ani de pușcărie. La ce se referea ceea ce spunea dumnealui atunci când eram la izolatorul de pedeapsă și ca ziua să treacă mai repede, că m-am spus o zi era la rece și una la calm, începeam să le povestesc colegilor mei de suferință despre dragostea și iubirea lui Dumnezeu, tot ceea ce mi-aminteam din ceea ce citisem acasă și cel mai mult m-a încurajat și m-a întărit cântările. Cântam și lor le plăcea melodia aceea că e muzică folk și ajunsaseră să învețe și versurile și când începeam să cânt, cântam câte 5-6 ani și tăream în celulă și venea cel care era pe secție de studia vizeta și spunea Sfântule, că așa îmi ducea în formă de bajocură, îmi arăta așa pe drăsă că vine comandantul, să tăcem din gâzi. Astfel să vină și dumnealui, îl băgăm aici în cor să cânte împreună cu noi. Nu e sănătos la faba de bunii, cântea vizeta și pleca. Vă spun că atunci când mi-a spus că mi-a emite un mandat de arestare, deși ajunsasem o epavă care n-aș mai fi putut să continui cu condamnare, a trecut prin mine așa ca un sloi de gheață, aș putea să spun prin cuvinte mai înțelese, din creștetul capului și până în picioare, așa o groază, o teroare și mi-am adunat toate puterile pe care le-am avut și spun cetățene, comandant, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Numele Lui să fie binecuvântat. Dar nu mai eu știu cum am spus lucrul acesta, ca să nu mă trădez. Și spune, lasă că ți arătăm noi ție Dumnezeu. A închis ușa și a plecat. Și spre tristețea și durerea mea sufletească a fost că m-am mai ținut peste condamnarea ca mare, am avut-o încă 6-7 zile. Dacă până atunci nu am putut să mănânc, că nu aveam ce, de atunci încolo nici suta aia de grame, n-am mai putut să mai mănânc. Plângeam toată noaptea ca să nu mă vadă deținuță și strigam la Dumnezeu și spuneam, Doamne, nu cei morți te laudă, ci cei vii. Și așa nu sunt mulți care să treacă pe aici, să te mărturisească pe tine. Dacă îmi gândui ca să mor în această celulă, cine are să mai treacă prin locul acesta? Era un dialog pe care, atunci în starea cea sufletească și în durerea pe care o simțeam în sufletul meu, îl făceam, poate nedrept, cu Dumnezeu. Și vă spun că după ce a trecut această teroare, care aș putea să spun că a făcut poate mai mult decât anii aceia de detenție, războiul acesta psihic care te măcina și te teroriza, într-o zi s-a deschis ușa la celulă și am fost strigat să îmi iau bagajul să ies afară. Nu știam ce să cred, știam că nu este o zi de tribunal în care să mergi pentru a primi sentința, am ieșit afară și cel care m-a scos, plutonierul major, s-a uitat la mine și eu ca să o iau înaintea lui și să văd care este enigma ieșirii mele din celula afară, zic, cetățene, plutonier major înseamnă că sunt pus în drepturi civile. Și în spatele dumnealui era frizerul și zice,